Grupul Român pentru Siguranță Rutieră vă prezintă Via Vita. București, România, kilometru zero. Iată locul față de care s-au calculat distanțele rutiere pentru întreaga rețea de drumuri naționale. Aici încep drumurile noastre. Aici începe Via Vita. Bine v-am regăsit pe Via Vita pentru siguranță rutieră. Iată-ne la emisiune cu numărul rotund, emisiunea cu numărul 80. Suntem în continuare a emisiunii de săptămâna trecută, în care am început să facem o mică incursiune în timp, în emisiunile noastre mai vechi, și căutăm să găsim acolo esența discuțiilor pe care de fapt le vom continua și în emisiunile viitoare. Și anume am avut și am tratat de-a lungul timpului în emisiunile noastre Via Vita pentru siguranță rutieră foarte, foarte multe subiecte care fac această emisiune să se contureze ca o mică enciclopedie sau chiar enciclopedie a siguranței rutiere. Am vorbit despre multe lucruri, am vorbit și în emisiunea trecută, aducându-ne aminte din emisiunile anterioare că vrem calitate și nu cantitate și de aceea, asupra acestei înțelepciuni, continuăm să vorbim și vorbim despre siguranță rutieră. Îl am alături de mine, sau i-am alături de mine, pe domnul doctor economist Aurel Petrescu și doctor inginer Cătălin Marin, colaborator în știi permanent. Dumneavoastră spuneați că nu sunt societății comerciale care să se ocupe de întreținerea asta de zi cu zi. Și sunt numai cele care construiesc. Cei care construiesc nu se apucă de întreținere. Dar problema apare din mediocritatea celui care conduce sau dintr-un sistem care este periculos pentru drum? Eu nu vreau să creadă cineva că vina exclusivă este a celor de care se ocupă de administrare. Nu. Deci, dacă luăm și analizăm care este situația întreținerii drumurilor, vina se împarte în mod egal între cei care administrează, dar și cei care prestează. Categoric, da. Mediocritatea nu este numai la administratorul drumului, este și la firmele private. Pentru că în societatea de astăzi există un mare dușman al tuturor. Și anume munca. Munca și sistem. Da? Deci munca este cel mai mare dușman. Dacă mergeți pe drum și vedeți oamenii cu care lucrez, eu la momentul ăsta, veți vedea că toți sunt într-o grupă de vârstă de la 40 și ceva de ani în sus. Am oameni care sunt ieșiți la pensie la 60-70 de ani și care vin la mine și spun, domne, n-ai ceva de lucru că vrem să muncim. Dar în schimb, cei care sunt tineri, ei nu vor să audă. Deci vin, stau o zi, două și au plecat. Deci, noi avem o problemă față de ceea ce trebuie să facem. Indiferent că suntem la stat sau că suntem la privat. Asta este o distinție aleatorie și nu are noi, din punctul meu de vedere, la momentul. Nu, oamenii nu vor să muncească. La nivelul general al societății. Ori asta este o muncă. Indiferent cât de multă tehnologie aduce, indiferent cât de performant ar fi, sunt lucruri pe care nu le poți face decât cu mâna. Deci, muncă manuală, care este foarte greu. Problema mare a României este faptul că nu că nu construiește drumul, ci că nu poate să le întreține la un nivel rezonabil pe cele deja existente, din vari motive. Pe imaginile care se derulează acum pe ecran, veți observa ce înseamnă ca ani de zile să nu se intervină pe un segment în autostrada București-Pitești. Și câtă muncă după ani de zile trebuie să depună o societate pentru a curăța șanțurile care au fost bine gândite la elaborarea proiectului, la execuția lui, și ce înseamnă, din punct de vedere al impactului negativ asupra mediului, aceste tone și zeci de tone de materiale adunate în decursul anilor. Șanțurile sunt bine gândite, taluzurile sunt la fel bine gândite de proiectant și executate, pentru a asigura, într-adevăr, scurgerea apelor și pentru a proteja corpul drumului, în cazul ăsta autostrăzii, de
infiltrările de apă și deci de degradările care costă foarte mult dacă nu le privim. În ceea ce privește subiectul pe care am dorit acum să-l continuăm... Dacă îmi permite, dar vreau să fac o precizare. Ceea ce ați văzut în imaginele respective, mizeria și murdăria și pământul și nisipul care s-a strâns în șanțuri, este rodul activității fiecărui conducător auto care a trecut pe autostrada aia. Deci nu au apărut nici sticlele de plastic, nici gunoaiele, nu au apărut de nicăieri. Nu, ci sunt aruncate pe geamul mașinii. Nisipul a apărut în șanțuri datorită faptului că transportatorii de materiale de construcții nu își acoperă așa cum trebuie mașinile în timpul transportului. Și, așa cum am văzut cu toții și am împățit tot de nenumărători, apar mare parte din nisipul respectiv ajunge pe partea carosabilă. Aici aș vrea să vă întreb un lucru. Vreau să vă mai spun că am găsit în șanțurile respective și deșeuri care nu aveau de unde să apară acolo. Faianță, spartă și asta. Este tot rodul activității noastre. Cei care cred că sunt șmecheri, vin și aruncă cu noi undeva la marginea drumului ca să scape de el, decât să ducă să plătească o anumită sumă de bani la operatorul de salubritate și să ducă gunoiul respectiv la o groapă de gunoi. Domnul Tudorescu, absolut corect. Este vorba de atitudinea transportatorului, care probabil este uneori discutat, poate de sancționat și așa mai departe. Dar sunt ani de zile în care aceste lucrări nu s-au executat. Dincolo de aceasta, lucrul ăsta nu este ignoranța, după părerea mea și nu numai, așa cum discutam în emisiunea trecută, oscilează între extrema îndrăzneală a celui care a aruncat și extrema timiditate sau lipsa de pregătire a administratorului. Administratorul avea obligația... Lipsa de capacitate de a executa aceste lucrări. Avea obligația să execute aceste lucrări pentru că există normativ specific lucrările de întreținere, reparație și avea posibilitatea ca toată nenorocirea asta care am văzut-o și care este și în alte zone, să nu degradeze drumul. Domnilor specialiști, sigur, domnul Teodorescu a descris un subiect care în esență ține de educația unui popor. Am văzut cu toții cum la semafoare se deschide o ușă și se curăță o scumieră din mașină de mucuri. Am văzut în mașini de capotabile cum se aruncă ambalaje de la ciocolată, de la hârtie și așa mai departe. Aici. Asta ține de educație. Problema este că asta au toate popoarele. Oameni mai educați sau mai puțin educați. Responsabilitatea noastră a tuturor în alte state cred că e la un alt nivel, pentru că dacă noi sancționăm, acum există camere montate la mașini, cred că există și numere unde am putea să dăm un telefon. Cred că noi ar trebui să devenim un pic mai responsabili și nu cu frică și elegant să atenționăm acești oamenii care aruncă pur și simplu în lipsă de dispreț total față de mediu, pentru că probabil că în casa lor fac la fel. Și aceasta produce, cum să spun, daune și costuri foarte mari asupra mediului. Iar oricare ne-am văzut și în alte emisiuni care se ocupă de mediul, gardă de mediu și alții care ar trebui să penalizeze, aproape că sunt inexistenți. Sau sunt, cum a spus, timizi. Aproape cu timiditate. Și sigur că dumneavoastră vă chiniți acum să scoateți, să găsiți șanțul, în primul rând, pe unde mai este. Bine, aia este confusă. Cătălin, sintagma... Frustrant este următorul fapt. Mergem, curățăm și după 2-3 zile când ne întoarcem, mizeria este la loc. Da? Administratorul drumului nici n-apucă măcar să deconteze prestația efectuată, că trebuie făcută o altă prestație. Atunci când vine, vedeți, deci este și o chestiune de percepție, de rupere de realitate a celor care vin să controleze administratorul drumului. Și spun, dom'le, dar de ce ai curățat în 2 săptămâni de 3 ori șanțul respectiv? Trebuie curățat în fiecare zi. Pentru că conducătorul auto, deci noi cei care trecem acolo, așa cum spuneți, aruncăm sticle, aruncăm ambalaje, toate pampers. Să știți că am găsit și pampers. Bun. Deci de toate găsim în marginea drumului. Iar autostrada București-Pitești are un mezea de vreo 40.000 de mașini pe zi.
Gândiți-vă ce înseamnă. Dacă fiecare mașină aruncă câte o sticlă de plastic, înseamnă 40.000 de sticle de plastic într-o zi. Această tehnologie pe care ne va expune domnul Săvulescu astăzi are avantaje peste parapetele metalic și indiscutabil peste parapetele din beton de ciment, care acela practic distruge o mașină. Parapetele metalic o distruge la un anumit nivel, depinde de viteza de impact, depinde de mulți factori ce se produc acolo. Pe câtă vreme această tehnologie este mult mai, în primul rând, prietenoasă cu ocupanții vehiculelor. Haideți să ne explicați despre ce este vorba acum, pentru că deja l-am făcut curios pe telespectatorul nostru sau telespectatorii noștri. Și să ne explicați mai cum funcționează această tehnologie, care ar fi istoricul ei, care ar fi impactul ei, să spunem, în momentul în care ar fi aplicată și în România. Avem deja un exemplu de test de 2 km la Comas. Da. Dumneavoastră a spus bine. În primul rând, trebuie să începem cu faptul că acest tip de parapet este total diferit față de ceea ce se știe la ora actuală. Este parapet metalic elastic. El are niște cabluri în componența sa care nu lasă vehiculul să intre pe banda de sens, dar în același timp, după ce se tensionează când l-a atins, îl aduce pe vehicul înapoi pe banda de sens. Celelalte tipuri de parapet sunt metalici deformabili. Ei s-au strâmbat și așa au rămas. S-au montat 2 km de parapet pentru testare undeva în zona Fubat, de la Dorali încolo, deoarece poliția rutieră se zicea că în zona respectivă erau foarte multe accidente. De când s-au montat, au avut loc ceva accidente din punct de vedere că s-au atins panourile, nu au fost răniți, nu au fost persoane decedate. Deci este vorba de drumul național numărul 2, din o zonă foarte aglomerată. Exact, foarte aglomerată. Acest tip de parapet a fost inventat de către o companie suedeză acum 28 de ani. A fost implementat prima dată în Suedia pe acest tip de drum cu două benzi și cu o bandă, funcție de trafic, de cât de mare e traficul, dacă e mare două benzi, dacă e mai puțin cu o bandă, și se schimbă, este alternativ. Rezistă de 28 de ani. În România, pe noi ne-a asigurat compania suedeză care produce de o garanție de minim 25 de ani pentru acest tip de parapete. Ceea ce este foarte important, că acest parapete îndeplinește toate normele impuse de Uniunea Europeană, a fost testat, a avut crash testuri, a avut tot ce înseamnă teste impuse și îndeplinite cu succes, nu lasă vehicule să treacă pe cealaltă parte a drumului și, ceea ce este mai important, nu rămân blocate în parapet, ci pur și simplu ia vehicule și sunt aduse înapoi de unde au plecat, de pe banda care au plecat. Vorbeam înainte de emisiunea de acel tir care s-a întâmplat la volan. Imediat după ce am montat pe DN2, la o săptămână a venit un tir, a dormit la volan și, într-adevăr, a distrus o parte de stâlpișori, dar cablurile și-au făcut treaba, le-a luat, l-a pus la loc. Chiar poliția a discutat cu cel care venea când a zis că și-a pus moartea cu ochii. Adică tirul, da. De fapt, a pătruns spre sensul celălalt foarte puțin, foarte puțin, cât i-a permis nivelul de centimetri, atât exact, cât este lui, după care a fost readus pe sens în... Și tirul n-a avut... A putut să plece pe loc, foarte puțin. Da. În mod normal, conform creștesturilor, parapetul îndeplinește norma A de siguranță a pasagerilor, adică niciun pasager din mașină nu este afectat, și ceea ce este foarte important, și daunele aduse mașinii sunt foarte mici. Care este eroarea cea mare în aplicarea cu întârziere acestei istorii vechi? Lipsa de pregătire a celor care lucrează în proiectare, lipsa de pregătire a celor care execută lucrările, pentru că urmează întrebarea esențială, după părerea mea. Tehnologiile care astăzi se folosesc la producerea betoanelor ar trebui readaptate? Sunt ceva modificări deosebite în stații? Dacă stăm să ne uităm, o statistică a Agenției de Mediu din Statele Unite arătau așa. În Statele Unite se produc anual 350 de milioane de tone de cenușă. Tot acolo, cam jumătate din ele se reciclează, se reutilizează. Fie ca amendamente pentru sol, în construcții, în betoane, cimenturi și așa mai departe.
În Statele Unite de s-a ajuns la această reciclare de cantitativ de 150 de milioane de tone, cam cât produce toată Europa. În România, din păcate, utilizarea cenușelor termocentrale se face la un nivel foarte, foarte mic, doar câteva firme de ciment mai procesează această cenușă în adaosurile produselor pe care ei le produc, sau firme precum cele de, care produc cărămidă, tot ca un adaos în, și cam atât. Legislația există. Așa cum ați spus, încă din anii 50-60 și această tehnologie era folosită și la noi, după modelul adus în Europa de către francezi și englezi. În primele șantiere, acolo au început, au luat naștere în Europa. Apoi tehnologia s-a dezvoltat, așa cum a spus, arătând cu congresele de la Marrakech sau de la Bruxelles că utilizarea cenușii de termocentrală ca înlocuitor al cimentului, parțial, duce la o comportare foarte bună a structurilor realizate cu straturi stabilizate din agregate naturale, stabilizate cu lianți în aceștia pe bază de cenușă de termocentrală, la rezultate foarte bune, fiind o tehnologie recunoscută în întreaga lume. De ce la noi se merge într-un ritm mai lent? Da, pe de o parte, cum spunea și colegul Voinescu în emisiunea data trecută, bine, totul pleacă și de la educație. Deci, sunt în cadrul autorităților locale oameni care nu cunosc aceste tehnologii sau s-au uitat latura aceasta a posibilității utilizării deșeurilor, nu numai deșeurilor de termocentrală. Mai sunt foarte multe deșeuri pe care le-am putea aminti foarte scurt. Am mai spus-o. Există fostele halde de la combinatele, haldele de la fostele combinate de din industria chimică, producătoare de îngrășăminte pe bază de la Valea Călugărească, Turnul Măgurele sau Bacău. Există de asemenea, iarăși, resurse importante de la uzinele sodice, cum ar fi uzina de sodă Ovora, Old Chimu. Iar sunt o grămadă de șlamuri, de subproduse care, în urma obținerii de produse finite, îngrășăminte chimice, sodă calcinată, aceste deșeuri pot fi reutilizate. Să mai amintim haldele de zguri rămase de la combinatele siderurgice, de la Călan, de la Hunedoara, Sidex-ul, Galați, Câmpia Turzii, combinatul de oțeluri speciale. Din păcate, aceste halde au rămas la nivel de depozite, ținute sub urmărire în vederea conservărilor, fie au fost aplicate norme europene care au condus la acoperirea lor cu pământ vegetal și, din păcate, nu s-a urmărit o atragere de fonduri europene care să ducă la utilizarea acestor deșeuri și, bineînțeles, cu avantaje și economice și după modelul țărilor. Cred că nu atragerea de fonduri europene, cred eu, aici este o problemă în situația de față. Eu am mai spus-o în emisiunea cealaltă. Să știu să facem proiectul. Cred că să ușor, ușor o să ajung să reinventăm data de la căruță această zicală veche, pentru că totuși aceste produse, cum sunt rezultate de la combinatul de la Galați sau de la Târgoviște și așa mai departe, au fost folosite în anii până în 90, în drumuri, cel puțin zona, pentru că și stăteau și cimenturile se făcea. O problemă, profesorii noștri, când am făcut facultatea, la un moment dat ne-a pus o întrebare. Ce este mai bun, asfaltul sau betonul de ciment? Și ne-am uitat toți cu uimire de ce o asemenea întrebare. Pentru că dânsi și ne-au spus, zice, domnule, și betonul de ciment e foarte bun și asfaltul este foarte bun.
Dacă te gândești la resursele locale, în așa fel încât să cobor costurile cu transportul, că sunt cele mai mari, dacă am resurse de beton de ciment, vei face beton de ciment. Dacă am resurse de asfalt, e bine să fac asfalt. Spuneam într-una dintre emisiuni că a fost un proiect acum câțiva ani al CNI-ului care nu a fost finalizat printr-o comunicare, să-i spunem, așa cum este în stilul nostru românesc, ca să aflăm toți specialiștii, care a fost rezultatul celor câte un kilometru făcut în fiecare județ cu câteva soluții din acestea de stabilizare in situ, pentru că spuneam că aceste drumuri au o particularitate. În primul rând, folosesc zestrea, ceea ce au. Ele sunt, în general, pietruite slab, cu foarte puțină piatră spartă și prin această stabilizare se consolidează în așa fel încât poți să vii cu un strat asfaltic deasupra. Pentru o clasă, pentru un trafic care nu are intensitate foarte mare și nu are o cum să zic, nu este foarte agresiv. Adică pentru drumul de clasă tehnică 5-4, unde traficul e undeva cel mult foarte ușor la mediu. Rezultatele au fost foarte bune. Nu s-au concretizat să vedem proiecte în mai multe județe cu astfel de soluții. Au intrat la fel în uitare cum intră majoritatea tehnologiilor uitate pe undeva printr-un sertar. Dar o să vedeți în imagini pe care le difuzăm că totuși în lume această tehnologie este foarte utilizată în zona de Africa, în zona multe state, chiar și în zonele de nord ale Europei. În cont că se fac aceste drumuri în Africa, să amestec nu pentru că tehnologie foarte scumpă, că bănuiește oamenii nu crește, adică în America, să spunem. Categoric că nu. Că nu este foarte scumpă. Spre exemplu, o astfel de tehnologie înseamnă un tractor, în spate o moară cu ciocănele care dislocă materialul, ca și cum ar fi un autogreder. Dar autogrederul are altă prin dislocare. Deci dislocă materialul, îl amestecă, îl aduce într-o stare fină, vine o cisternă cu această substanță diluată în apă, stropește, face câteva stropiri, se nivelează, se compactează, se întărește aproape instantaneu și se poate circula pe el așa, ca atare, sau poți să-i aduci o îmbrăcăminte modernă, poți să-i pui un strat asfaltic. Pare un paradox că noi toți am învățat că asfaltul nu poate să stea pe pământ sau pe un material care are la bază argila. Însă, în realitate, se dovedește că da, și pentru un scop anume, pentru o durată de viață de 5-7, poate și 10 ani de zile, funcție de traficul care este acolo. De aici încolo a apărut o altă tehnologie care merge puțin mai departe. Dacă aceasta se pretează foarte bine la drumurile ușor pietruite, ușor balastate, de data aceasta ea vine în, ca să ajute cele care au și straturi asfaltice, dar foarte degradate. Asta înseamnă că va amesteca, va freza, va disloca întregul material, îl mărunțește, însă de data aceasta, în locul unei astfel de substanțe, se aduce un aport de bitum sub formă de bitum spumat. Adică ăsta intră într-o reacție cu apa, vine cu temperatură într-un reactor, acolo unde se malaxează totul, o să vedeți în imagini, acolo el este amestecat cu agregatul dislocat, se adaugă și puțin ciment ca să absorbă o parte din apa cu care vine bitumul spumat și în spate rezultă un material care este asociat unei misturi asfaltice cu anumite caracteristici și proprietăți. De data aceasta, pe el se pretează și mai bine straturile de asfalt care le punem. Deci nu mai lucrăm cu piatră spartă, cu balast, așa cum cunoaștem de zeci de ani de zile la drumuri, toate consolidările la drumurile acestea vechi, pietruite, pornim cu o completare cu balast, cu un strat de piatră spartă, după aia venim cu straturi asfaltice. Concluzia, dacă îmi permiți, Cătălin, prezentarea celor două soluții alternative pe care le-ai adus în față spectatorilor, este că putem spune că există loc pentru schimbare, pentru luarea în considerare a climatului, normelor, normativelor și experienței celorlalți. Deci,
un mod de comportament pe care ar trebui să-l promovăm din ce în ce mai mult. Și asta se poate face dacă discuțiile publice la care noi facem din ce în ce mai des referință ar fi validate și ar participa la ele specialiști care au câte ceva de spus, administratori care au ce să răspundă. Bună dimineața, la mulți ani România, încă o dată,
drum bun și aveți grijă cu conducerea. Via Vita v-a fost prezentată de Grupul Român pentru Siguranță Rutieră.